Stimați prieteni, bună seara! Cer scuze din start pentru glasul meu răgușit, dar sunt sigur că acesta nu va fi un impediment pentru a transmite mesajul meu, care este unul destul de important. După cum dumneavoastră bine cunoașteți, în spațiul public au apărut anumite discuții de pe Telegram ale ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko. Din aceste discuții am înțeles cu toții, am fost lesne de înțeles, că mai multe concursuri au fost aranjate, măsluite, făcute în asemenea fel încât să câștige cine trebuie. Iată că la rând vine o instituție foarte importantă a Republicii Moldova care se numește ANI, Agenția Națională de Integritate sau Autoritatea Națională pentru Integritate. Sunt detalii tehnice, nu contează atât de mult acest lucru. Autoritatea Națională pentru Integritate. De ce este importantă această instituție? Pentru că ea este unica care are sarcina de a verifica averea funcționarilor, averea celor care sunt la ora actuală demnitari de stat, cei care ocupă funcții publice și cei care exercită puterea de stat în numele poporului Republicii Moldova. Ei sunt unica instituție cu abilitatea și cu obligația de a verifica veniturile și proprietățile celor care ne conduc. Dacă nu cumva se îmbogățesc ilegal de pe urma noastră, dacă nu cumva fac averi de milioane, case de lux și mașini de lux pe ghebul cetățenilor Republicii Moldova din contul bugetului nostru de stat. Totodată această instituție este foarte importantă pentru că atunci când au fost blocate mai multe tranșe de bani care veneau din Uniunea Europeană, dacă vă amintiți pe timpul guvernării Plahotniuc, au fost blocate mai multe finanțări pentru Republica Moldova. Una dintre condițiile esențiale ale Uniunii Europene față de Republica Moldova pentru a continua să ne dea bani a fost anume înființarea și funcționarea acestei instituții, Autoritatea Națională de Integritate. Vreau să atrag atenția că această instituție a fost fondată pe timpul lui Plahotniuc, a fost înființată pe timpul lui Plahotniuc, pentru că Plahotniuc urmărea scopul să deblocheze tranșele de bani care veneau din Uniunea Europeană. În acest sens, instituția apare în 2016 prin reformarea Centrului Național de Integritate și respectiv se redenumește în Autoritatea Națională de Integritate. Iar conducerea acestei instituții a fost numită abia peste un an. Deci, ca să înțelegeți, Plahotniuc a vrut să trișeze europenii, astfel încât a fondat instituția în 2016, iar direct președintele și vicepreședintele l-a numit abia peste un an de zile. Cu ce scop? Foarte simplu. Pentru ca instituția să nu fie funcțională, pentru ca această autoritate să aibă inspectori de integritate care să inspecteze averile funcționarilor publici, este nevoie de conducere. Iar dacă conducere nu este, atunci nu are cine să angajeze inspectori. Pe cale de consecință nu poate avea loc controlul averilor și intereselor personale. Cine are firmă, aceste firme dacă câștigă sau nu licitații și bani, licitații și tendere, proiecte pe banii publici și tot așa mai departe. Scheme de delapidare și de furt a banului public. Instituția este un instrument real, este un mecanism absolut funcțional și important pentru orice stat. În toate țările europene există asemenea instituții, obiectivul cărora este să vegheze, să protejeze banul public și să se asigure că nimeni nu va fura banii plătiți de cetățeni prin taxe și impozite. Principala țintă sunt acei politicieni și acei funcționari publici care folosesc banii publici în interes propriu. Ne fură pe noi cu dumneavoastră ca să-și facă mașină, casă și tot așa mai departe. În mai 2018, abia peste 2 ani de zile de la înființarea instituției, au fost aleși primii inspectori și au fost demarate primele anchete, primele investigații, primele activități de inspectare a acestor funcționari publici. Până atunci, Plahotniuc a făcut în fel și chip să saboteze această instituție pentru ca ea să existe pe hârtie, dar să nu funcționeze așa cum este planificat, așa cum o cereau partenerii noștri de dezvoltare din Uniunea Europeană. Directorul și vicedirectorul acestei instituții
au fost numiți pe timpul lui Plahotniuc. Vă dați bine seama, nimeni nu era numit în funcție publică pe timpul lui Plahotniuc, fără ca Plahotniuc să știe. Deci, conducerea autorității naționale de integritate, cei care trebuiau să vegheze ca nu cumva cineva să fure banii publici, a fost numită cu girul, cu acceptul, cu binecuvântarea lui Vladimir Plahotniuc și a regimului său oligarhic, odios, pe care îl cunoaștem cu toții. Bineînțeles, persoane docile, persoane care să execute în tocmai ordinele lui Plahotniuc și nu cumva să facă ceva în afara planurilor și în afara cerințelor acestuia. Între timp, directoarea a fost suspendată din funcție, după care și-a depus demisia în urma schimbării guvernării și după ce PAS și Maia Sandu au ajuns la putere în Republica Moldova. Nu însă și vicepreședintele acestei instituții, nu însă și adjunctul acestei instituții. Deci directoarea a fost scoasă din funcție, mai întâi suspendată, după care și-a dat demisia. Și-a depus demisia, dar vice-directorul, și la el o să mă refer mai mult, pentru că el este subiectul acestui live, despre la el se referă acest mesaj pe care vreau să-l transmit și la faptul că această instituție se vrea a fi din nou subordonată politic, se vrea a fi din nou promovată prin oamenii lui Plahotniuc. Vice-directorul a găsit o modalitate de a se linguși, de a-și găsi cărări, drumuri și abordare către actuala guvernare PAS și mai exact către actualul ministru de justiție, Sergiu Litvinenko, celebru deja pe internet pentru discuțiile sale pe mesageria privată Telegram, acolo unde am văzut cu toții se măsluiau și se aranjau anumite concursuri astfel încât să câștige persoana potrivită aleasă din timp. Nu concurs, nu meritocrație, nu competență și integritate, ci cel care trebuie. Așa cum ne-am obișnuit cu toții cu concursurile din Republica Moldova. Vicedirectorul se numește Lilian Chișca. A reușit nu doar să se păstreze în funcție, deși Sergiu Litvinenko se bătea cu pumnul în piept și spunea că noi vom schimba legea Aniului și vom da jos toți conducătorii de instituție care au fost puși în funcție pe timpul guvernării, pe timpul regimului criminal Plahotniuc. Mintiți-vă, se vorbește nu doar despre regim, se vorbește despre grup criminal organizat, numit generic Plahotniuc. Iată că nu s-a întâmplat. Mai bine zis, s-a întâmplat ceva între timp, astfel încât reforma s-a oprit la vicepreședinte. Domnul Lilian Chișca a rămas cumva intangibil, de neatins în continuare în această funcție publică, bucurându-se de protecția noii guvernări. Cum a reușit această performanță? Întrebați-l pe Sergiu Litvinenko sau pe Lilian Chișca. Odată cu demisia președintei acestei instituții, PAS, guvernarea PAS și Maia Sandu puteau organiza un nou concurs. Puteau spune, domnule, am demis directoarea, haideți să facem un concurs nou, să ocupăm această funcție cu oameni onești, cu oameni competenți, cu oameni care să pună în funcție această instituție și să pornim pe urmele celor care au devalizat banul public. Deși și-a depus demisia în martie, anul curent, concursul va avea loc abia în decembrie, adică peste mai bine de jumătate de an. Știți de ce, dragi prieteni? Pentru ca să-i dea timp, ca să-i dea răgaz, ca să-i dea mai mult spațiu de manevră actualului vicepreședinte, Lilian Chișca, căruia îi expiră mandatul tocmai în decembrie. Ce coincidență bizară, nu-i așa? Iată că toate circumstanțele au fost aranjate în sensul în care Lilian Chișca să rămână nu doar neatins, dar să-și ducă la bun sfârșit acest mandat. Între timp au izbucnit mai multe scandaluri care au vizat această instituție și mai multe acte de control care au fost cumva rezolvate, cumva închise, așa cum spunem noi în Republica Moldova, s-a închis întrebarea, s-a rezolvat problema pentru mai mulți oameni cu probleme grave de integritate. Dar la acest lucru voi reveni mai târziu într-un alt live. Astăzi vreau doar să vă explic ce este cu această instituție despre care unii poate că ați auzit, alții poate că mai puțin. Acum putem să afirmăm cu certitudine că se întâmplă niște procese în cadrul acestei instituții
care duc în mod direct la gândul că anume Lilian Chișca este cel care se vrea a fi noul director, noul președinte al acestei instituții. Om, repet, om, numit în funcție pe timpul grupului criminal organizat Plahotniuc. Pe timpul lui Plahotniuc nu se numea nimeni în funcție fără ca să știe Plahotniuc sau fără ca să-și dea acceptul. Apare întrebarea firească și logică. De ce guvernarea PAS ar numi în funcție oamenii fideli care au fost numiți pe timpul lui Plahotniuc? Nu sperați că nici răgușala nu mă oprește. Respectiv, o altă întrebare logică care apare, pentru ce merite Lilian Chișca ar trebui să fie directorul, președintele acestei instituții? Pentru faptul că a fost numit pe timpul lui Plahotniuc? Sau pentru faptul că a redus la tăcere mai mulți inspectori și mai multe inspecții care au avut loc? Amintiți-vă acel celebru Sergiu Sârbu, care a scăpat în instanța de judecată de acuzarea de îmbogățire ilicită. Mai avem și un Dorel Musteață, avem mai mulți oameni cu probleme grave de integritate care au scăpat cumva, ca prin urechile acului, printr-o simplă minune și puțin suport din partea lui Chișca, astfel încât dosarul să ajungă de la un inspector la altul, de la un inspector care ar fi făcut treaba așa cum trebuie, la un inspector docil, la un inspector ascultător, am putea spune mâna dreaptă sau șasele lui Lilian Chișca, pe care din surse demne de încredere pot să vă spun că Lilian Chișca îl vede viitor vicepreședinte al instituției. După ce, dacă cu ajutorul, de fapt nu cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Sergiu Litvinenko, să ajungă să fie sau să ocupe funcția de director. Apropo, Lilian Chișca, care deja se vede și visează să fie viitor președinte al agenției, autorității naționale de integritate, a picat testul la poligraf. Vă imaginați câtă integritate, câtă meritocrație și competență are această persoană numită, repet, pe timpul guvernării odioase a lui Plahotniuc, pe timpul regimului criminal Plahotniuc, pe care PAS l-a păstrat în funcție, nu l-a atins cu nimic și mai mult decât atât, se aranjează totul astfel încât să fie el noul director. Un director numit de Plahotniuc. Un director care a picat testul la poligraf. Un director care a măsluit mai multe inspecții, mai multe verificări, mai multe controle în privința unor oameni absolut celebri referitor la problemele lor de integritate. Vreau cu această ocazie să închid cu poligraful, abia din a doua sau a treia oară Lilian Chișca a dat proba cu poligraful și atunci a susținut-o la limită. Deci vorbim despre o maximă, în ghilimele, integritate, despre o maximă meritocrație și o maximă cinste în acest sens. Stimată doamnă președinte, stimate domnul Sergiu Litvinenko, stimați prieteni, stimați reprezentanți ai mass media, vreau să trag un semnal de alarmă și să vă atrag atenția asupra faptului că, virgulă, concursul care va avea loc în data de 7 decembrie la Autoritatea Națională pentru Integritate este deja măsluit, lucrurile deja sunt aranjate și totul este făcut în asemenea fel încât actualul vicepreședinte al acestei instituții, Lilian Chișca, să fie ales și ulterior numit în această funcție de director. Iar inspectorul, cu ajutorul căruia Lilian Chișca își rezolvă întrebările pentru sine și pentru ceilalți cu probleme de integritate, vrea să ajungă vicepreședinte al acestei instituții. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, vreau să vă spun că am anunțat despre acest lucru cu cel puțin o săptămână înainte. Și exact același lucru voi face în fiecare zi până când acest concurs va avea loc și până când fie ne vom convinge cu toții că am avut dreptate, cu tristețe aș spune acest lucru, mi-ar plăcea să nu am dreptate, mi-ar plăcea să greșesc, mi-ar plăcea ca ceea ce fac și spun astăzi să servească drept temei și motivație pentru ca acest lucru să nu se întâmple, iar Lilian Chișca să plece în această instituție
odată cu plecarea lui Plahotniuc din Republica Moldova. Ori poate că declarația lui Plahotniuc despre revenirea lui în politica din Republica Moldova ar trebui să o tratăm puțin altfel. Poate că Plahotniuc nu revine chiar el. Poate că Plahotniuc revine prin oamenii lui care vor fi promovați înapoi în funcții publice. Nu ne mai punem și că Marian Lupu a rămas în fruntea Curții de Conturi și mulți alți plahotniuciști care cumva, printr-un miracol, nu doar că s-au păstrat în funcții publice, dar au fost și promovați în funcții mai înalte. Stimată doamnă președinte, stimate domnul Sergiu Litvinenko, ne datorați niște explicații și ar trebui să întreprindeți măsuri concrete pentru a vă onora promisiunile și angajamentele electorale. Ați promis că toți oamenii lui Plahotniuc nu doar că vor fi demiși și diferiți justiției, că vor trebui să răspundă în fața legii, dar că nu vor mai ajunge niciodată în funcții publice, cel puțin în timpul guvernării dumneavoastră. Iată, eu astăzi vreau să vă spun că în urma concursului care va trebui să aibă loc pe 7 decembrie, Lilian Chișca este persoana care se urmărește a fi viitorul președinte al acestei instituții. Atât am vrut să vă spun, prieteni. Vă salut cu drag și o să revin după 1 decembrie cu mai mult detalii și dovezi pentru a vă demonstra cum Lilian Chișca a acoperit mai multe persoane cu probleme grave de integritate. A fost pornit controlul, au fost pornite investigații și inspecții în privința mai multor persoane dubioase, iar ulterior s-a făcut, s-a măsluit, s-a întreprins, s-a aranjat în asemenea fel încât oamenii au scăpat basma curată. O lume întreagă știe, știu jurnaliștii, știe presa, știu activiștii civici, știu foarte mulți oameni din Republica Moldova, acești oameni însă au scăpat ca prin urechile acului. Apropo, Vitalie Călugăreanu, stimate domnule jurnalist, și dumneavoastră ați scris despre aceste lucruri și v-ați nemulțumit pe aceste fapte. Eu voi reveni peste câteva zile, să treacă Ziua Națională a României, să treacă Ziua tuturor românilor, să treacă această sărbătoare importantă pentru tot neamul nostru românesc și voi reveni neapărat la acest subiect de maximă importanță. Pentru că e de datoria noastră a fiecăruia să ne asigurăm și să întreprindem tot ce este necesar pentru ca oamenii lui Plahotniuc și oamenii numiți pe timpul lui Plahotniuc să nu mai ajungă în funcții publice. Și vreau la final să vă arăt documentul, ca să nu spuneți că Bireschi vorbește a ploaie. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, așa, decret privind numirea domnului Lilian Chișca în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate. Un om promovat în funcție pe timpul lui Plahotniuc și Dodon este încă în funcție astăzi, este neatins și se vede nou președinte al Autorității Naționale de Integritate. Cum se întâmplă asta, stimați guvernanți? Cum este posibil acest lucru dacă dumneavoastră ați promis și v-ați jurat că se va întâmpla cu totul altceva? Închei prin a vă spune, sper să nu am dreptate și sper că această persoană să nu ajungă, așa cum deja s-au înțeles, în această funcție publică, în urma unui nou concurs măsluit pentru care este celebru ministrul nostru al justiției, Sergiu Litvinenko. Domnul Litvinenko, aveți cuvântul.